aceste structuri se inflamează de la factori de mediu, dar și de la picăturile pe care le puneți. Am probleme cu nasul de vreo 2 ani, dar cel puțin în ultimul timp îi dau cu picături și tot ziua, cu speiul nadale, nu-și fac mai fac niciun efect. Deci curge nasul galben când suflați nasul? Coși, coși. Se înfundă mai mult o nară. Aceste structuri se inflamează de la factori de mediu, dar și de la picăturile pe care le puneți. Ca să micșorăm cornetele, avem o intervenție mai ușoară pe care o fac în cabinet cu anestezie locală, micșorarea cornetelor cu radiofrecvență. Astăzi, dacă simțiți nasul umed, mai mult îl trageți, nu suflați. Venită cronică hipertrofică, dependență de picături, protocolul adio picături de nas la început, cu turbină reducție cu radiofrecvență și primește acasă rețetă pentru rinita chimică și pentru dependență. Ne vom vedea la control când va putea domnul să vină pentru că lucrează în străinătate.